Niciun incident electoral nu a fost raportat până în momentul acesta la biroul electoral județean. Reprezentanții partidelor politice își continuă propaganda electorală în spiritul legii, în încercarea de a convinge un număr cât mai mare de electori să voteze pentru candidatul susținut de ei. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale este în linie dreaptă. Candidații mai au la dispoziție 3 săptămâni pentru a-i convinge pe românii cu drept de vot. Până în momentul de față, în județul Mehedinți nu s-au raportat incidente electorale. În această perioadă, candidații sau orice cetățean își pot manifesta în mod liber opțiunile și își pot promova propria candidatura. Câți candidați avem pentru alegerile prezidențiale? Au fost înscriși 14 candidați care au candidaturi definitive. 2 dintre aceștia sunt independenți, iar restul sunt susținuți de diverse formațiuni politice. Campania electorală durează 30 de zile. Cei înscriși în cursa pentru locul de președinte al României se vor putea promova până pe 9 noiembrie la ora 7 dimineața, când se va spune stop campaniei. În județul Mehedinți există 290 de secții de votare. Autoritățile au declarat că se vor asigura ca procesul electoral, dar și campania, să decurgă fără incidente majore. Împreună am hotărât de acțiuni să întreprindem și în același timp să realizăm împreună cu primarii unităților administrative teritoriale organizarea în bune condiții a transportului buletinelor de vot când vor veni și atât de la instituția prefectului Biroul Electoral Județean spre secțiile de votare. Alegătorii sunt așteptați în secțiile de votare în 10 și 24 noiembrie pentru a-l alege pe cel care va conduce România în următorii 5 ani. În cursa pentru mandatul de președinte au intrat 14 candidați, profesori, juriști, oameni de afaceri, dar și actori sau medici veterinari.